Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, după cum filmele anterioare am vorbit despre boli și despre tipuri de tratament. Acum, astăzi o să vorbesc despre acidul formic, fiindcă pe acesta o să vreau eu să merg, deci cu acest tratament. Ce este acidul formic? În primul rând trebuie să știm că acidul formic se găsește în alimentele de zi cu zi, în multe alimente, iar în miere se găsește mierea de castan. Cum am zis, la intoxicații, mierea de castan pentru albine este toxic. Bineînțeles, dacă ingerează această miere, se va otrăvi cu acid formic. Dar acidul formic se folosește în anumite feluri. Eu prefer să pun pe absorbantă. Până acum am pus pe rame, n-am avut pierderi de regină, cum a fost cazul, în unele, cum am tot auzit pe internet că mor reginele. Și pentru acest lucru se poate pune sub rame, unde efectul asupra puietului este mai mare. Cantitățile folosite sunt cam 2 ml de acid formic de 60% pe interval. Dacă punem sub rame, atunci cantitatea aceasta se dublează, adică 4 ml pe intervalul de albine. Nu pe ramă, ci pe interval. Atunci ar fi folositor. Deci atacă puietul, acționează asupra puietului dacă îl punem de desubtul la rame, iar dacă punem deasupra la rame, albina suferă mai tare. Și acum, în ce condiții trebuie folosit acest tratament? Un tratament înseamnă 3 sau 4 aplicări la interval de 4-7 zile. Iar dacă cad la, după al patrulea sau al treilea tratament, 50 de păduri, atunci trebuie să continuăm cu acidul formic. Deci încă un tratament. Deci urmează și a cincea aplicare din cursul respectiv. Deci astfel, încet, încet putem să limităm varoa, da? Trebuie înțeles că albinele afectate de mușcătura carianului varoa vor fi și ele afectate de tratamentul cu acid formic, fiindcă el este toxic albinelor deja mușcate de acarian, li se va scurta viața și la urma urmei vor muri. Eu, din cauza aceasta, am preferat să aplic un tratament pentru albine, de exemplu, un tratament de contact, după care voi termina acest tratament de contact, voi aplica acidul formic. Eu nu zic să tratați tot stupii cu acid formic la început, tratați doar cu o singură familie, vedeți care și cum acționează, dacă doriți să folosiți acid formic. Deci, cam asta ar fi de zis despre el. El se folosește de mult, în România nu s-a auzit așa de mult de el, nu prea s-a aplicat, dar se poate folosi. Eu l-am folosit anul trecut, după 7 aplicări, cam s-a dus albina, deja era bolnavă prea tare, cădea nu 50 de păduci, la primul tratament au căzut 500 de păduci. Cam asta voi face de azi încolo. Mâine vă voi vorbi despre acidul lactic și uleiurile volatile. Cam asta ar fi de zis despre el. Atenție la temperaturi, fiindcă acidul formic dăunează grav la temperaturi peste 25 de grade albinei. Deci nu faceți tratamente când e foarte cald în timpul zilei, puneți seara dacă faceți acest tratament și după 24 de ore se scot aceste absorbante, cartoane, depinde pe ce doriți dumneavoastră să puneți. Cu această metodă este tratament care face parte din evaporare. Asta e bine de știut. Și cam atât cu acidul formic. Deci, cine dorește să încerce,
poate să folosească. Eu voi încerca și eu la fel să văd care-i treaba cu acidul formic, fiindcă este lăudat într-o parte, iar într-altă parte nu. Se spune ca să nu tratăm pe căldură, așa este, seara nu sunt. Deci și seara se urmărește, dacă aveți 25 de grade sub, se poate trata. Iar a doua zi seara se scoate plăcuța cu acid, dacă mai este, în general se cam evaporă, dar trebuie scos. Iar la 7 zile aplicăm altul și vedem care e rezultatul. Cu asta v-am lăsat și numai bine.